Șofer inconștient prins de polițiști. Este vorba de un bărbat teribilist din Motru care a fost surprins de pistolul radar al polițiștilor din Caraș-Severin. Acesta circula pe un drum național cu o viteză amețitoare într-o zonă în care limita maximă era de 70 de kilometri la oră. Mai multe detalii însă ne aduce colega mea Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Bun găsit! Inconștiența șoferilor pare să nu aibă limite. Un vitezoman a fost surprins în timp ce gonea pe DN6 în zona Bucoșnița cu 177 de km la oră, deși restricția era de 70 de km la oră. Bărbatul de 33 de ani din Motru grăbit a fost oprit de către polițiști. Aceștia au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 3 luni de zile. Mai mult, șoferul teribilist trebuie să plătească și o amendă care îl va arde la buzunar.